De ce nu crede în apocrifele vechi testamentare? Dezbaterea de bază se desfășoară între poziția romano-catolică, potrivit căreia cărțile din așa numitul canon alexandrin ar trebui incluse în Vechiul Testament, și poziția protestantă, potrivit căreia numai cărțile din canonul palestinian evreiesc sunt inspirate. Cărțile implicate în această dispută, deuterocanonice sau intertestamentale, sunt numite după cum urmează de către protestanți și catolici. 1 și 2, Ezra, Tobit, Cartea Iuditei, adaosuri la Cartea Esterei, Cartea Înțelepciunii lui Solomon, Eclesiastul sau Sirah, Baruch și Epistola lui Ieremia, Rugăciunea lui Azarea, Susana, Bel și Dragonul, Rugăciunea regelui Manase și 1 și 2, Macabei. În favoarea acceptării apocrifelor au fost aduse următoarele argumente. Noul Testament citează direct din cartea lui Enoch, în Iuda 14, și face aluzie la 2 Macabei, în cartea Evrei. Unele cărți apocrife au fost găsite în comunitatea evreiască din primul secol de la Qumran. Mulți părinți creștini timpurii, inclusiv Origen, Tanasie și Chiril al Ierusalimului, au citat unele cărți apocrife. Multe manuscrise grecești timpurii ale Vechiului Testament, cum ar fi Codex Vaticanus sau Codex Sinaiticus, conțineau apocrife. Augustin a acceptat toate cărțile apocrife proclamate ulterior canonice de către Conciliul de la Trent. Multe sinoade bisericești timpurii, cum ar fi cel convocat de Papa Damasc, sinodul de la Hipona și 3 sinoade de la Cartagina, au acceptat apocrifele. Unii episcopi și concilii de mai târziu, între secolele al IX-lea și al XV-lea, au enumerat cărțile apocrife ca fiind inspirate. Iar acest lung șir de utilizări creștine a culminat cu pronunțarea oficială a Conciliului de la Trent, conform căreia apocrifele sau cărțile deuterocanonice, cum le numesc romano-catolicii, fac parte din scriptura canonică. În ciuda listei lungi de nume și biserici asociate cu cărțile apocrife, aceste argumente trebuie să fie respinse având în vedere următoarele considerente. Nici o carte apocrifă nu este citată în calitate de scriptură în Noul Testament. Scriitorii Noului Testament fac aluzie și chiar citează poeți păgâni ale căror cărți nu erau considerate scriptură inspirată. De asemenea, comunitatea de la Qumran nu a fost o comunitate evreiască ortodoxă și, prin urmare, nu este o voce oficială a iudaismului. În orice caz, nu există nicio dovadă reală că ei considerau apocrifele inspirate. Ei nu aveau comentarii la cărțile apocrife și nici nu erau scrise în alfabetul ebraic, special folosit doar pentru cărțile inspirate. Mulți dintre primii creștini, inclusiv Origen, Chiril al Ierusalimului, Atanasie și toți părinții portanți dinaintea lui Augustin, au respins în mod clar apocrifele. Unii dintre acești conducători au făcut referiri prezumptive sau ocazionale la una sau mai multe cărți apocrife în mod omiletic, dar niciunul dintre principalii părinți timpurii nu a acceptat cărțile apocrife în canonul creștin. De asemenea, acceptarea apocrifelor de către Augustin se bazează pe un fundament greșit, deoarece conțineau povestiri despre suferințele extreme și minunate ale unor martiri. Pe acest motiv, Cartea Martirilor a lui John Fox ar trebui să fie și ea în Biblie. Mai mult, chiar și Augustin însuși a recunoscut că apocrifele au fost respinse de iudaism ca nefăcând parte din scriptura lor inspirată. Niciun sinod local sau listă canonică locală nu a inclus aceste cărți apocrife în primii 400 de ani de existența bisericii. Părinții și conciliile de mai târziu au fost greșit influențați de acceptarea lor de către Augustin. Aceste listări locale ulterioare se bazează pe o tradiție greacă alexandrină în care Vechiul Testament ebraic a fost tradus, însă nu după o tradiție palestiniană evreiască care să fie acceptată de poporul evreu. Chiar și până la Reformă, unii cercetători romano-catolici, inclusiv cardinalul Getanus, care s-a opus lui Luther, nu au acceptat apocrifele ca fiind cărți autentice ale Vechiului Testament. În plus, utilizarea creștină a apocrifelor a variat foarte mult de-a lungul anilor. Mulți părinți ai bisericii menționau și chiar citau unele cărți apocrife în biserică, dar le excludeau din listele lor canonice. Cea mai bună explicație pare fi aceea că ei aveau două grupări. Un canon doctrinar care
stabilea chestiuni de credință și o altă colecție omiletică de predicare mai largă, pe care o foloseau doar pentru a ilustra și a dezvolta convingerile lor. De aceea cred ceea ce cred.